Bă, m-am uitat acum la Corina Chirilă, dar are ultima expunere acum 2-3 zile. A desenat, zici că e un copac. Zici ce? E, nici n-am citit acolo, scria în engleză că știe fata. E un neuron. Dar ce mișto l-a făcut. Prima te zici, ce dracu' e boschetul ăla? E un neuron. Dar e unipolar. Ăla cu ăștia. Ține niște neuron special. Și seamănă cu un copac așa, are un bulb al cu. Și are dendrit. Bineînțeles că are și un acțion. Trebuie cu la mai intrare și ieșire. Dar pare unipolar. Că n-are cum să. Sau poate, nu știu, n-am studiat. Pula mea. La unele chestii nu știu. Dar știu că sunt și neuroni unipolari. Cred că are numai dendrite. Face legăturile acolo și face dintre alții neuronii legături. Da, de-aia sunt niște unipolari. Ce dracu fi cu ăștia? Cred că mă uit mai bine la el. Și va să verific dacă într-adevăr știu eu bine din copilărie când citeam prostii de-astea. În mod normal, neuronul trebuie să aibă un axon și dendrite. Sunt felul și felul de neuron. La coloana vertebrală sunt de aia deja. La asta de cogniție sunt de aia așa. La ăștia motori, aici sunt arile motoare superioare. Ce înseamnă asta? Asta sunt de mișcări și așa, da. Original. Astea temporale tot așa sunt de cogniție. Aici ar veni și în spate puțin de audiție. Ochii sunt o minune. Sunt încurcișați nervii, coboară nervii așa. Optici sunt încurcișați, deci enervează ochiul ăsta, vede ce vede emisfera asta. De aici. De obicei aia cognitivă, în spate. De ce? Că sunt la căpățâne, că de obicei că zic BUT! Și ochii sunt foarte importanti. Și oricum sunt sensitivi, original așa sunt încurcișate. Deci tu cu ce vezi cu ăsta? E ăla. Și îți dai seama că trebuie să vezi și legături între ei ca să poți să vezi stereoscopic. Ca altfel ai vede ca bețivi. Ia să vă pun la diplopie de dischinezie. Adică să văd dacă am mai scris ceva Ioan. Artistele mele preferate. Le iubesc pe amândouă. Și ca să-l mai țin, dar trebuie reeducat. Fii atent, ascultă de frățiere, e mai mare și ca și tu. Sunt bătrânii, sunt bășorăgii. Și sunt încă tânăr. Tăicuțul nostru cam dă rateuri. A fost bun când era tânăr. Dacă vrei, îți arăt fază cu față. Fiecare, un om american, zicea un postulat. Că orice om poate fi cumpărat. Nu e așa. Dacă el zicea că orice om poate fi cumpărat. Cred că tu ai luat filozofia asta motamo. Ad litera. Nu fi așa foarte. Dacă există orice om poate fi cumpărat. Sine qua non. Aoleu. Înseamnă că există și oameni care nu pot să fie cumpărați. Nu zic că sunt eu ăla. Dar s-ar părea că există. Cel puțin am întâlnit. Nu.